A fost declarată în premieră stare de urgență în orașul New York. Bill de Blasio, primarul orașului, a declarat miercuri în noapte stare de urgență după ce au fost înregistrate precipitații record în urma uraganului Ida. Este prima dată când pentru orașul New York a fost declarată urgență de inundații după ce ploi puternice cauzate de uraganul Ida au căzut în regiune miercuri. De Blasio a declarat starea de urgență și le-a spus oamenilor să evite drumurile și pasajele. Departamentul de pompieri al orașului a intervenit de urgență în 5 cartiere, iar circulația metroului din oraș a fost limitată sau suspendată din cauza inundațiilor, a transmis compania. Aeroporturile LaGuardia și JFK au înregistrat perturbări ale zborurilor, iar aeroportul Newark Liberty din New Jersey a anunțat că și-a suspendat activitatea din cauza inundațiilor grave. Guvernatorul Katie Hochul a declarat de asemenea stare de urgență pentru restul statului New York. Și guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, a declarat stare de urgență din cauza condițiilor meteorologice. Cel puțin o tornadă a fost înregistrată în Malika Hill, New Jersey. Au fost distruse mai mult de 9 case, iar pagube materiale au fost raportate și în sud-estul statului Pennsylvania și New Jersey. Transportul feroviar din New Jersey a fost suspendat. Mii de oameni au fost evacuați miercuri din cauza nivelului ridicat al apei în Pennsylvania, iar în New Jersey a fost înregistrat cel puțin un deces. Ploile și vântul puternic au fost înregistrate după trecerea Ida, care a lovit duminică Louisiana ca uragan de categoria 4. Uraganul și rămășițele lui au lăsat, fără electricitate, sute de mii de gospodării din Louisiana și alte regiuni. Cel puțin 7 oameni au murit.